Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Gala sportului la Onești. Vine primăvara. Spitalul Municipal de Urgență Moinești devine Spital Clinic de Urgență. Oneștiul a avut parte de două evenimente de excepție. Este vorba de Gala Învățământului și Gala Sportului, evenimente de prestigiu care au adus în prim plan excelența și dedicarea tinerilor din comunitate. Joi 14 martie de la ora 10 s-a desfășurat Gala Învățământului, iar vineri 15 martie la aceeași oră Gala Sportului. Dragi sportivi, stimați antrenori, dragi părinți, iată că suntem din nou împreună la un eveniment dedicat vouă, celor care munciți, care aduceți onoare comunității noastre și duceți numele Oneștiului în cele mai depărtate colțuri ale lumii, într-un mod frumos, într-un mod onorabil, lucru care mă face să mă înclin în fața voastră. Nu este ușor să faci performanță, nu trebuie doar talent, ci și foarte multă muncă pe care voi nu vă dați în spate să o faceți. Așa cum spunea și domnul inspector, sunt bucuros să văd că din ce în ce mai mulți tineri lasă telefoanele, lasă gadgeturile și se duc în sala de sport sau pe terenul de sport. Sportul este sănătate. Bineînțeles că, în primul rând, trebuie să participi ca să câștigi, trebuie să muncești ca să câștigi, dar un mare câștig este în primul rând faptul că faceți sport. Poate cel mai mare câștig al vostru. Felicitări pentru rezultatele obținute. Să dea Dumnezeu să fim anul viitor într-o formulă cât mai mare, pentru cât mai mulți. Noi suntem pregătiți și suntem alături de voi. Felicitări! La premierea sportivilor în sală au fost și directorii Clubului Municipal Onești. Este vorba de Ingrid Istrate și a Clubului Sportiv Școlar, profesor Bogdan Rădulescu. Foarte multă mândrie în această zi, astăzi la gala de premiere a sportivilor. Multe medalii câștigate de sportivii CSS Onești, dar în spate ziceam că se ascunde foarte multă muncă atât a sportivilor cât și a antrenorilor. Nu sunt rezultate care vin pe bandă. În spate e mult efort, transpirație și, de ce nu, frustrare? Bună ziua! Da, într-adevăr, astăzi este o zi specială pentru sportivii de la Clubul Sportiv Școlar Onești, o zi în care conducerea, antrenorii au doar două cuvinte de spus. Felicitări și mulțumim! Într-adevăr, în spate sunt multe zile de muncă din partea profesorilor, din partea antrenorilor, din partea sportivilor. Transpirație, muncă, sacrificiu. Asta presupune performanța. Să zicem, dacă ar fi să facem o analiză, deși este impropriu, că nu este nici măcar final sau încheiere început, sunteți mulțumit de rezultatele sportivilor CSS? Sunt mulțumit de rezultatele sportivilor. Într-adevăr, noi astăzi am premiat rezultatele sportive obținute în anul competițional 2023. Într-adevăr, o parte din secțiile noastre și-au început competițiile oficiale ale anului 2024, în care deja avem medalii care cu siguranță vor fi premiate la anul. Sunteți mulțumit, v-am întrebat, nu mi-ați răspuns. Se putea mai bine? Ați avut ghinion? Cam cum ar fi să spuneți așa în câteva cuvinte, să sintetizați anul 2023? Întotdeauna este loc de mai bine. Comparativ cu 2022-2021 a fost un an foarte bun, mai bun ca ceilalți ani. Sunt mulțumit. Am înțeles. Elevii cum se simt? Elevii sportivi, de fapt, că sunt și elevii, s-a amestecat așa. Sunt mulțumiți de rezultate? Sunt mulțumiți, sunt bucuroși, sunt dornici să obțină alte rezultate, mai ales când participă la astfel de evenimente organizate în care sunt premiați, sunt onorați.
Cum reușiți să-i aduceți la CSS? Pentru că, în general, în ziua de astăzi, copiii nu se mai focusează atât de mult pe dezvoltare personală, se focusează pe alte, să zicem, dispozitive care le atrag atenția sau le distrag atenția. Cum reușiți să-i aduceți, să-i mențineți pe această linie sportivă? Într-adevăr, trăim vremuri în care majoritatea copiilor au alte preocupări, dar prin munca colegilor mei, munca noastră care o depunem împreună, selecție permanentă, mers, cum se zice, pas cu pas, prin școli, prin comunele învecinate ale Oneștiului. Am deschis secții la Bogdănești, la Agăș, la Dărmănești, astfel să reușim să ne lărgim area de selecție și să putem crea un nucleu puternic pentru rezultate. Un mesaj acum pe final de interviu pentru părinții care se gândesc să-și aducă copiii la sport, de ce să-i aducă la sport? Pe final de interviu vreau și eu să-i felicit încă o dată pe sportivi, să le mulțumesc părinților care au capacitatea să-i coordoneze către un sport, nu contează care, într-adevăr sunt niște părinți responsabili și le mulțumesc. De asemenea vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi și ne-au sprijinit din toate punctele de vedere în anul trecut competițional și pot să amintesc aici conducerea Inspectoratului Școlar Județean Bacău, care ne asigură finanțarea. Mulțumim Primăriei Municipiului Onești pentru organizarea evenimentului de azi și așteptăm în continuare lângă noi pentru că rezultate sunt. Performanțe remarcabile pentru CSM Onești, CSS și clubul, cred că de arte marțiale Viva, dacă am înțeles bine. Felicitări vi se cuvin dumneavoastră sportivilor și antrenorilor. Mulțumesc, cred că da, pentru că doar așa poți să faci performanță într-o echipă completă, antrenor sportiv și manager, conducere, fiindcă dacă conducerea n-ar avea o strategie bună, automat, chiar poate dacă pare lipsit de modestie, dar performanța nu are cum să apară. Pentru CSM Onești a fost un an, din punct de vedere al palmaresului, un an foarte bun, cred că cel mai bun din istoria lui, cu 366 de medalii naționale și internaționale. Astăzi, prezenți la gală au fost un număr mic, aș putea spune chiar foarte mic, dar se datorează faptului că anul competițional a început deja, atletismul deja este spre finalul sezonului de sală, avem obiective de calificare cu un număr mult mai mare de sportivi decât cel existent la această dată și atunci, bineînțeles că acești sportivi cum este Gabriel Bitan, cum este Alin Anton, n-au putut să fie astăzi prezenți în cadrul galei. Gândiți-vă că totuși suntem la mijlocul lunii martie și mai sunt 4 luni până la Olimpiadă. Dar faptul că a fost Mihaela Cambei în sală, care este atleta, a fost denumită atleta continentului pe 2023, care și ea are deja drumul către Paris deschis, mai are doar câteva hopuri pe care trebuie să le parcurgă. Zic eu că este onorant și este frumos că a putut să fie promovat în fața comunității oneștene. Gimnastica, o parte, este plecată deja la o competiție în Germania, e venită doar Daria, care a venit de la Montreal. Aici, prezenți în sală, au fost în mod special halterele care s-au întors de la campionatul național de la Bascov și de la... de la europenele de seniori. Ceea ce nu cred că a fost tocmai pe un echilibru perfect în ceea ce privește premierea este această categorie de tineret care este exclusă din HCL-ul primăriei, categorie care este de fapt legătura dintre juniori și seniori și care dă valoare și de fapt acolo ascede juniorul care a ieșit din categoria juniori și tinde către seniorat. Și atunci bineînțeles că au fost o parte din sportivii CSM Onești care nu s-au putut auzi strigați în această premiere, tocmai fiindcă au făcut parte în 2023 din categoria tineret, iar Consiliul Local atunci când a întocmit și a făcut acest document de hotărâre de Consiliul Local
Probabil că n-au știut că există și o categorie tineret intermediară între juniori și seniori. Dar una peste alta, este frumos că ne-am amintit să promovăm sportul sub toate formele sale, toate disciplinele și toate ramurile sportive, fiindcă ceea ce vreau eu să subliniez în mod special este faptul că avem copii talentați și copii buni, copii care muncesc zi de zi, două antrenamente pe zi, copii care ne reprezintă cu onoare și care își doresc să ajungă la momentul în care să se cânte imnul pe podium pentru ei, iar menirea clubului și menirea conducerii aceasta este de a susține și de a sprijini acești copii minunați care pot fi modele nu doar pentru sportul oneștean sau sportul românesc, ci pot fi modele pentru întreaga societate și pentru aceste generații de copii. Ați anticipat următoarea mea întrebare. În spatele, să zicem, zâmbetului, în spatele florilor, diplomelor, banii pe care îi primești și așa mai departe, se ascundă extraordinar de multă muncă, multă suferință, pentru că nu este ușor să obții performanță, și foarte, foarte multe ore de antrenament. Da, într-adevăr, cred că munca care este în spate, atât din partea sportivului, cât și din partea antrenorului, fiindcă eu voi susține și voi susține totdeauna că nu există performanță decât într-o ambianță și într-un cuplu perfect sportiv-antrenor, cred că munca din spate nu poate fi plătită în vreun fel financiar, pentru că este o muncă atât de grea, pe o perioadă atât de lungă, îndelungată, și vreau să vă spun și să vă fac doar așa un mic tablou. La gimnastică, ca să ajungi să ascezi la o echipă olimpică, muncești undeva în jur de 14 ani într-o sală de gimnastică. La haltere, la lupte, muncești undeva în 7-8 ani. Atletismul, care și el începe la o vârstă foarte fragedă, te duce undeva tot peste 10 ani, 10-12 ani, și atunci gândiți-vă ce înseamnă două antrenamente pe zi, a câte? O medie de 10 ani, continuă, fără vacanțe, fără vacanțe școlare sau vacanțe cu restricții alimentare, cu eforturi foarte mari atât din partea familiei cât și din partea sportivului și din partea clubului pentru a-l putea susține, fiindcă o muncă pe o perioadă atât de lungă nu poate fi ținută și nu poate fi menținută decât cu susținere, inclusiv cu partea de medicație, inclusiv cu partea de recuperare, de refacere, de cantonamente, fiindcă altfel nu au cum să continue. Spitalul Municipal de Urgență Moinești trece printr-o transformare majoră, devenind un spital clinic. Această schimbare este marcată de înființarea unei secții clinice de chirurgie generală, făcând de Spitalul Municipal de Urgență Moinești prima unitate medicală din țară care obține acest statut fără a fi într-un centru universitar. Ordinul 1342, emis de Ministerul Sănătății la începutul lunii martie, a confirmat reorganizarea structurii organizatorice a spitalului pentru a înființa secția clinică de chirurgie generală. Această decizie a fost luată cu avizul Ministerului Educației și cu susținerea Facultății de Medicină din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Noua secție clinică nu doar diversifică serviciile medicale cu profil chirurgical, ci și îmbunătățește calitatea actului medical prin actualizarea constantă a pregătirii profesionale și a dotărilor conform standardelor internaționale. De asemenea, susține activitățile universitare și postuniversitare, oferind un mediu propice pentru formarea tinerilor chirurgi în cadrul programului de rezidențiat. Noi mergem pe ideea că un act medical de bună calitate trebuie, într-un spital, trebuie să îndeplinească trei condiții esențiale. Pregătirea profesională a personalului, și zic de tot personalul, după aceea dotarea tehnică, vreau să vă spun că în blocul operator la Moinești, care echiparea lui a fost apreciată ultima dată de un profesor care a venit să opereze pe, în sala de ortopedie, în aceste patru sări, cel mai vechi aparat este din 2019. Deci facem față oricăror exigențe și avem posibilitatea, apropo și de secție clinică, de a transmite imagini din
săli de operație, așa cum facem și la zilele medicale ale spitalului, într-un anfiteatru. Ne-am pregătit și cu acest spațiu, un anfiteatru de 70 de locuri, două săli pentru stagii practice de câte 30 de locuri, să transmitem aceste imagini în aceste trei locuri și să existe un dialog între echipa operatorie și auditori. Din câte țin minte, anii trecuți ați avut niște probleme cu personalul. Nu prea agențeați personalul medical care se vină la spitalul Moinești, ați făcut concursuri. Deci, la momentul acesta, să vă dau un exemplu, pe cele 414 paturi ale spitalului lucrează 101 medic. Deci, un medic la 4 paturi. Într-adevăr, pot spune că sunt anumite specialități în care avem excedent. Și sunt două, trei specialități în care sunt sigur că ne vom acoperi de specialiști în viitorul apropiat. Spune, doctor, spuneați odată de perfecționarea activității în secția de neurologie, să devină eventual date poate în viitorul clinică, mai aveți ceva noutăți? Deci, în primul rând, până la urmă, divulg presiei lucrul ăsta și mi-asum o anumită responsabilitate în direcția aceasta. Foarte greu a fost înființarea acestei secții clinice. Și vreau să vă spun că urmează pasul următor. Da? În legea 95 din 2006, care este legea de bază a în sănătate, există un articol în care se spune că este vorba de acest celebru articol 172, aliniatul 7, structura organizatorie, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirilor pentru spitalele publice din rețeaua proprie a altor ministere și instituții publice cu rețea sanitară proprie, se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituției, la propunerea managerului spitalului, cu avizul Ministerului Sănătății. Noi, săptămâna aceasta, există, va fi joi, am discutat cu actualul primar, există ședință de Consiliu Local, în care se va lua act de hotărârea conducerii spitalului, Consiliului de Administrație și de acest ordin al Ministrului Sănătății. Și după aceea, tot această lege 95 oferă posibilitatea spitalului care are o secție clinică să devină spital clinic. Bineînțeles, ca să îndeplinească și alte cerințe pe care noi, în momentul de față, le îndeplinim și pe care sperăm ca până la zilele medicale ale spitalului nostru să punem conducerea primăriei la cheltuieli și să schimbe și sigla spitalului, nu numai a secției. Cheltuielile cu schimbarea siglei secției au fost mai mici. Vine primăvara. Școala Populară de Arte și Meserii din Bacău Ion Ghelu de Stălnica, sub egida Consiliului Județean Bacău, în parteneriat cu Primăria Buhuș, a organizat la Casa de Cultură Elisabeta Bostan din Buhuș Festivalul Armonie în Timp, ediția a 7-a, destinat copiilor și tinerilor. A fost un adevărat festival cultural, deoarece tradiționalul concert dedicat Zilei Internaționale a Femeii a fost completat de expoziția Maestri și Discipoli, combinată de pictură, iconografie, grafică, design și sculptură, pentru încântarea văzului, auzului și a sufletului. Este o activitate într-adevăr de tradiție, ne bucurăm pentru
varietatea de activități pe care le avem, atât picturale cât și artistice, muzicale. Momentele acestea când, iată, fie sărbătorirea femeii, fie primăvara, fie sărbătorirea omului în general, pentru că, da, este nevoie de momente de tihnă. În întâlnirea asta a noastră, văd dincolo de tradiție, da, văd dincolo de întâlnirea, de fapt, tradiției cu modernitatea și cu goana despre care vorbeam anterior, care ne impune așa o formă de a ne răci în raport cu trecutul, în raport cu ce simțim, da, astăzi, nu trăim în trecut, dar iată, încercăm să creăm punți în așa fel încât, de fapt, să ne uităm la noi oamenii și mai mult sau mai puțin, dar e de dorit, domnule primar, să fim mai mulți, dar și, da, momentele acestea cumva își au, să zicem, intimitatea lor, își au complexitatea lor născută chiar din, poate, forma mai redusă de participare, întrucât, eu zic eu, o formă de rezonare și de împărtășire așa a ceea ce trăim și a ceea ce vom vedea și nu ca performare pe scenă într-o formă ușor, zic eu, mai apropiată. Mă simt onorată și bucuroasă că sunt din nou în mijlocul dumneavoastră, sărbătorind venirea primăverii, ziua femeii și frumusețea artei în toate formele ei. Dacă e să privim în jur, nu putem decât să aplaudăm și să ne înclinăm în fața elevilor talentați și a profesorilor dedicați. Și le mulțumesc pentru eforturile care le fac zilnic pentru a încânta inima și sufletele celor care nu știu să facă acest lucru. Nu sunt talentați, încă nu știu. Niciodată nu-i prea târziu. Nu pe data de 8, nu pe 9, nici când e ziua bărbatului, pe 17, toată luna și toată primăvara e bine și este frumos să o dedicăm femeilor și cred că acest lucru încercăm și dumneavoastră chiar reușiți să faceți acest lucru cu aceste evenimente. În același timp, vedeți pe pereți și pe simeze sunt expuse lucrări ale maestrilor consacrați. N-am să vă spun decât atât. Mult succes participanților, iar dumneavoastră vă doresc multă sănătate, bucurii și să ne revedem și la anul tot în picioare. Festivalul promovează copiii și tinerii cu posibilități vocale, cu talent în arta interpretativă, atât de la Școala Populară de Arte și Meserii, cât și de la alte școli din județul Bacău. În paralel cu spectacolele de pe scenă, profesorii și elevii școlii au expus pe holurile Casei de Cultură Buhuș lucrări de pictură, grafică, sculptură, iconografie și ceramică. Și în acest an festivalul a fost organizat în colaborare cu Consiliul Județean Bacău. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 28 martie, cerul va fi parțial noros, ne mai zâmbește soarele. Maxima zilei ajunge până la valori de 19, pe alocuri chiar 20 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 8 grade Celsius. Vineri 29 martie, cerul va fi parțial noros, ne vom bucura de soare pe tot timpul zilei. Maxima zilei ajunge până la valori de 18 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 6 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.